Bianca Manolache, fostă concurentă de la emisiunea Mireasa, odată ieșită din casă, a făcut o serie de acuzații la adresa producătorilor emisiunii și foștilor colegi de platou. Iată ce spunea Bianca pe rețelele sociale. Nu mă regăseam în teatru ieftin și de făimare din partea unor persoane mult mai josnice decât mine, precum Bogdana, care a venit la emisiune că nu avea unde să stea. Sau mai mulți băieți care vor să cunoască o anumită fată, Mie îmi place să fiu eu un sămi, lumea de calitate cu siguranță a apreciat asta. Răutățile altora, gratuite, s-au arătat la ivială. În vârstă de 28 de ani, Bianca reclamă faptul că așternuturile din casa Mireasa erau pline de purici. Ba mai mult, în aer plutea un miros de ceapă și transpirație fosta concurentă din emisiunea Mireasa a explicat că motivul care a făcut-o să renunțe are de-a face cu faptul că formatul emisiunii este unul bazat pe circ și bălăcăreală. Astăzi, Bianca Manolache revine cu un mesaj pe rețelele sociale. Tocmai am primit o amendă de la Antena 1 cum că am făcut eu acuzații la adresa lor de făimătoare. Am spus adevărul suntem într-o țară liberă din câte știu și fiecare afirmă ce vrea și pot dovedi asta, și au tupeul ăsta nesimțit. După, nici toți banii nu mi-au dat și m-au defăimat, făcând diferență între mine și altă concurentă. Apoi când au văzut că publicul le-a sărit în cap au dat imagini și cu ea. M-au sunat de 10 ori pe zi să vin la emisiune. Și-au bătut oarecum joc după cum s-au comportat și tot publicul știe au să ceară și bani că am zis că m-au mâncat puricii. Mi-e scârbă și nu știu ce am căutat în teatrul ieftin de joasă speță. Dacă ei pot face așa, pot să fac și eu. Ei au făcut lucruri foarte grave la adresa mea, plus că am primit amenințări indirect. Vă propun să nu vă mai uitați la Antena 1, nici la Mireasa. E un teatru ieftin. Rușine,